Salutare tuturor! Astăzi încercăm un experiment. Un prieten de-al meu a avut o mică problemă. La un TISO cu mecanism 2842 s-a rupt axul remontoar în coroniță. Am încercat să-l scot în mai multe rânduri prin diverse metode, n-am reușit. După cum vedeți, a rămas așa un ciot. N-am avut cu ce să-l apuc, l-am tot rupt, l-am rupt până a rămas în halul ăsta. Am cercetat și am văzut că cu o soluție din pudră de alun combinată cu apă, dacă lăsăm coronița în soluția respectivă, în câteva zile, în câteva săptămâni, cu ajutorul și cu ajutorul căldurii, adică trebuie ținut compoziția într-un loc călduros, se va dizolva axul remontoar și va rămâne coronița intactă. Și vom putea să o folosim. Facem soluția. Pudra asta de alum am găsit-o la Dr. Max. Am tot căutat pe net, prin România, singurul loc unde am putut să o găsesc să fie accesibilă. Foarte ieftină, nu știu, undeva la câțiva lei. Am un vas de mic dimensiuni. Turnăm. Da? Hai. Masa. Imediat. Turnăm pudra. Nu m-am zgârcit. Un picuț de apă. Și băgăm coronița. Închidem și verificăm în câteva zile. Ia să vedem după doar o zi. E încă aici. Nu s-a întâmplat nimic. Hai, lăsăm. După două săptămâni se pare că avem ceva progres, nu îmi dau seama cât, dacă s-a dizolvat complet sau nu. Trebuie să mă uit. Nu complet, dar cred că suficient cât să pot să prind remontoarul. O să încerc un remontoar nou de 2482. Da, nu încă.
Ia să vedem. Avem cam săptămâni. Aproape s-a dizolvat complet. Ia. Remontorul de 2.8 2.4. Gata. Am reușit.